Bună ziua! Astăzi vom învăța despre algoritmi de prelucrare a șirurilor de valori, folosind instrucțiunea for în limbajul de programare Python. Să ne reamintim! Prima aplicație. Scrieți un program în limbajul de programare Python, în care se citesc un număr natural n, apoi un șir de n numere naturale. Programul va afișa maximum numerelor impare din șir. Dacă nu există numere impare în șir, se va afișa mesajul nu există. Ca date de intrare, se vor citi numărul n, apoi șirul de n numere naturale. Ca date de ieșire, se va afișa cel mai mare număr impar din șir sau mesajul nu există, dacă în șir nu se găsesc astfel de numere. De exemplu, pentru valoarea lui n 6 și șirul de valori 2, 5, 7, 1, 10, 13, se va afișa valoarea 13. Se va citi valoarea lui n. Se va inițializa maximum. Se vor citi n numere dacă noua valoare din șir este impară și este mai mare decât maxim, atunci se va schimba maximul și va deveni noua valoare. Dacă valoarea maximului a rămas 0, atunci nu se găsesc numere impare din șir și se va afișa mesajul nu există. Altfel, se va afișa valoarea maximului. A doua aplicație. Scrieți un program în limbajul de programare Python în care se citesc un număr natural n, apoi un șir de n numere naturale. Programul afișează suma numerelor care au toate cifrele în ordine crescătoare. Dacă în șir nu se găsesc numere care au toate cifrele în ordine crescătoare, se va afișa mesajul nu există. Ca date de intrare, se vor citi numărul n, apoi șirul de n numere naturale. Ca date de ieșire, se va afișa suma numerelor care au toate cifrele în ordine crescătoare sau mesajul nu există, dacă în șir nu se găsesc astfel de numere. De exemplu, pentru valoarea lui n 4 și șirul de numere 122, 8, 61, 132, se va afișa 130. Se va citi valoarea variabilei n. Se va inițializa suma. Se vor citi n numere din șir.
Vom inițializa variabila OK cu ajutorul căreia vom verifica dacă toate cifrele sunt în ordine crescătoare. Dacă găsim două cifre care nu sunt puse în ordinea dorită, atunci se va schimba valoarea variabilei OK. Dacă toate cifrele sunt în ordine crescătoare, atunci vom adăuga noua valoare la sumă. Dacă valoarea sumei a rămas 0 pentru numerele naturale nenule, atunci înseamnă că nu am găsit numere care în șir au toate cifrele în ordine crescătoare. Altfel, vom afișa valoarea sumei. Încercați singuri. Felicitări! Astăzi ați învățat în limbajul de programare Python cum puteți prelucra șiruri de valori.